Ciobanu, foarte bine îl găsește întâlnit pe Mățan. Mățan pasă spre casa, prea puternică, greșeală teribilă și Lucasen profită. Gol marcat de Lucasen, pasă la portar greșită, dată cred de Costin, vom vedea pe reluare. În orice caz, este al patrulea gol marcat de Lucasen în acest sezon, fantastic. A treia etapă la rând cu gol pentru vârful olandez. Să vedem cine greșește, pentru că faza era încheiată aici. Da, este eroarea făcută de Costin. Este o greșeală teribilă. Este o axiomă în fotbal, nu pasa în centru dacă nu ești sigur de ceea ce faci. Costin n-a fost. Și iată că viitorul profită de acest cadou.